Bună seara tuturor, bun găsit la Fotbal Loc. Avem astăzi o partidă care ne așteaptă din Liga 1. În câteva minute va începe meciul între FCU Craiova și campioana CFR Cluj. Merge imediat în bănie să vedem ce se întâmplă acolo. A mai fost un meci astăzi, Faruta 0-0, și sunt foarte multe partide tari din campionatele puternice ale Europei. Tocmai ce a învins PSG și o să vedem primul gol al lui Messi în Liga 1. Alături de mine Vasile Miliuță, Lucian Goian, bună seara! Îi vedem și în Champions League pe băieții ăștia săptămâna viitoare. Dar haideți să, până atunci, să-l ascultăm pe Gică Hagi. Astăzi foarte supărat Gică Hagi și cu un punct de vedere extrem de clar în privința echipei naționale și a celor de la FRF, în speță Stoichiță. A fost o săptămână grea pentru fotbalul românesc, poate una dintre cele mai grele, ținând cont de faptul de rezultatele obținute de Național României, și ați ieșit public și ați spus că trebuie să facem ceva în sfârșit. Vreau să vă întreb, după ce ați ieșit public, cineva v-a sunat, v-a contactat, pentru că ați ieșit și ați spus-o de fiecare dată? În fiecare zi spuneți asta, se vorbește enorm de mult. Eu după un an și jumătate am ieșit și eu am zis ceva, n-am vrut, chiar dacă... mi-am zis două, trei lucruri, v-am reamintit niște lucruri. Realitatea, nu avem rezultate, nu avem continuitate în rezultate, nu avem o echipă puternică care să ne facă fericiți, și cred, chiar dacă Stoichiță crede altceva, eu cred că e nevoie de un proiect, adică să creeze o nouă generație care să construiască. Să construită ca să câștige. Altfel nu cred că românii pot fi fericiți că rezultate nu avem. Și dacă le cer de azi pe mâine, le cereți mâine, nu o să vină și iară o să fiți decepționați, iară o să fiți... era cel mai ușor să zic, cum zice Stoichiță, că e calificare. Noi mergem pe ăla și iară ne calificăm și iară plângem și iară plângem și iară vom plânge. Dar eu cred că eu mi-am zis părerea, fără să-l... Dar cred că Naționala României are nevoie de proiect. Nu cum a zis el. Restul doar așa, să vă vindem vouă presei și la suporteri. Vă dăm acadele sau ciupa-ciup, dulce, putem să o facem, e ușor. După aia e greu să muncești, să construiești ceva câștigător. Că noi, de fapt, de ce să ne mulțumiți în ultimii 20 de ani? De ce? Interesant și dur, așa, Agi, la adresa lui Stoichiță și a lui Burleanu, celor de la FRF. E adevărat, are dreptate Agi, ni se vând acadele de la Federație? Vasile? Nu știu ce să zic, chiar nu vreau să intru în această dispută a lui Gică cu Federație. Ce crezi că se urmărește? Crezi că se urmărește? Vrea să intre Agi la Federație, vrea să-i dea la o parte pe cei de acolo? Eu nu cred că vrea să lucreze cu ei, asta mi se pare exclus. Adică el să fie selecționer. Nu știu ce își dorește Gică Hagi, pentru că el n-a spus exact ce își dorește. Da. Eu nu l-am văzut pe Gică Hagi să declare că își dorește să fie selecționer sau ceva. Așa că... El e supărat că nu e chemat, dar în același timp refuză. Chiar nu pot să mă pronunț sincer, pentru că nu e ceva clar să știi în ce parte bate sau ce își dorește. Dar aici, în schimbul ăsta... Eu nu cred ăsta... că cei de la Federație nu își doresc performanța. Nu cred așa ceva. Nu. Nu cred așa ceva. N-au cum să nu-și dorească performanța. Într-adevăr, echipa națională n-a bătut, noi am bătut pe islandez. Nu meritam să mergem la baraj. Pentru că dacă nu bați Islanda acasă, înseamnă că nu mai meriți să joci barajul, nu? Putem găsi scuze, ok. Dacă erau cu suporteri, și eu sunt de acord. Poate altfel era, dar dacă ne-am bătut Islanda, înseamnă că n-am meritat să mergem nici la baraj. N-am disputat asta de idei, tu de care parte ești? Adică spune Agi că ar trebui un proiect pe 10 ani. Vine Stoichiță și spune că n-ai cum să faci așa ceva la Națională, că n-are nimeni răbdare 10 ani. Și aici tind să-i dau dreptate lui Stoichiță până la urmă. Că cine așteaptă 10 ani? Echipa națională trebuie să te califici din 2 în 2 ani, nu? Așa mă gândesc și ai eu, da. Timp 20 de ani să... Pentru unii, da, mai este știi? Timp. Acum depinde. Ați văzut că la Belgia, cred că, să nu mă înșel, cred că au avut vreo 10 ani așa. Da. Că nu s-au calificat. Dar noi românii ne dorim să ne calificăm, pentru că nu ne-am calificat de mult. Nici nu știi ce să spui, știi, da. Într-o dispută de asta. Lucian,
Știi cum e? Că așteptam dinspre federație să vină măcar un, nu știu, conferință de la Burleanu, de la Stoichiță. Uite, s-a mai ratat o calificare, uite, asta facem, asta vom face. Nu se întâmplă nimic. Tace toată lumea. Trebuie avut un punct de vedere oficial. Pentru că Exact. Așa, cu manta, se pot arunca vorbe și nu face bine nimănui. Nici federație, nici lui Gică Hagi. Deci trebuie venit cu un punct de vedere oficial. Federația îl dorește pe Gică Hagi. După care Gică Hagi poate să dea și el un răspuns concret. Eu dar cred că nu-l dorește nici federația și nici Hagi exact, nu dorește să lucreze. Exact, pentru că dacă dorea federația, atunci îi făceau o ofertă publică. Și atunci Gică Hagi sunt sigur că ar face orice pentru binele fotbalului românesc. Dar trebuie să vadă și în ce condiții, pentru că nu știu cât de compatibili ar fi cei care conduc în momentul acesta federația. Clar că nu, în momentul acesta se tot împung așa prin astfel de declarații. Dar nu e rușinos să taci după o ratare de calificare, să nu faci nimic? E normal că e rușinos și nu e prima ratare a unei calificări. Din păcate când se întâmplă asta de foarte mult timp. Avem 10 de ani în care nu am mai fost prezenți la un campionat mondial și asta doare foarte mult. Și atunci trebuie schimbat ceva, trebuie o nouă strategie, pentru că asta e clar că nu este bună. Dar o strategie nu poți să faci pe termen scurt. Deci aici trebuie o strategie pe termen lung, dar să facem o strategie bună, pentru că degeaba ne trezim după 10 ani și spunem n-a fost unde bun. Am ajuns. Exact. Nu. Și asta se poate face, din punctul meu de vedere, se poate face doar cu cei care au făcut performanță, și aici mă refer la cei din generația de aur. Sunt oameni capabili acolo, sunt oameni care știu, cunosc cel mai bine fenomenul, sunt și pregătiți, nu au fost doar mari fotbaliști. Dau un exemplu, Ionuț Lupescu. Eu cred că este, ar fi foarte potrivit pentru conducător al federației și să aducă lângă el oameni care știu. Pentru ceva trebuie să facem. E lungă, dar uite că apar în continuare contra așa între generația de aur reprezentată de Hagi, chiar și Gică Popescu a făcut astfel de declarații, și cei de la FRF, care încă nu răspund. Așteptăm acum să răspundă și ei, să ne răspundă și la telefon, ar fi interesant, că noi mai încercăm să-i sunăm, dar nu se răspunde. Bun, începe meciul imediat, FCU Craiova, CFR Cluj. Apropo, e generația de aur, joacă Petrescu aici, are meci Petrescu. Cum vi se pare meciul ăsta? A fost o știre în această săptămână, o știre falsă, după ce s-a dovedit a fi falsă, și așa ni s-a spus despre CFR, cum că ar intra în insolvență CFR-ul. Vasile, ce crezi despre asta? Că tu ai fost la CFR în insolvență, crezi că situația e la fel de gravă ca atunci? Nu, nici vorbă, părerea mea. Ce au scris ziarele, cred că e fum. Știi? Mm-hmm. Zici câteodată că nu iese fum fără foc, dar nici vorbă de așa ceva. Sunt sigur că cei de la CFR n-au probleme, pentru că sunt niște oameni foarte profesioniști și competenți acolo. Deci de partida de astăzi, într-adevăr, sunt două echipe care mie îmi plac. CFR-ul în special, mai ales în ultimele trei jocuri, când au adunat trei victorii și chiar dacă au pierdut și Landmark cu 2-0, să ne aducem aminte că au făcut o partidă bună, se vede că echipa este în creștere. Încă nu e la capacitatea maximă, părerea mea, ce își dorește și Dan Petrescu, dar s-a văzut, echipa crește de la meci la meci și chiar joacă destul de bine, chiar spre foarte bine. Au fost niște perioade, câte o repriză, 60 de minute, când echipa juca foarte bine și o văd favorit astăzi. Lucian, o să vedem și echipele. Ce zici de meciul ăsta? E meciul de redebut al lui Trică. Eu mă gândeam la altceva. După ultima întrerupere a campionatului pentru meciurile echipei naționale, CFR-ul a suferit o înfrângere drastică. Și știu că atunci Dan Petrescu nu-și explica ce s-a întâmplat, pentru că echipa arăta foarte rău. Acum sunt sigur că vor face totul să nu se întâmple la fel. Pentru că el declara că în acea pauză competițională s-au antrenat foarte bine, au avut și două meciuri amicale. Acum s-a întâmplat la fel. Cred că le-a prins bine această pauză, pentru că, să nu uităm, el a preluat echipa din mers și atunci mai erau multe lucruri de pus la punct. Ah, da, și să vedem cum joacă CFR-ul acum, după pauza asta cu Petrescu. Dar întâlnește o echipă incomodă. Vedem echipele, asta e Craiova.
Așteptam multe de lucruri de la Samoa, CD Bench, niște jucători care au intrat așa puternic, dar s-au stins, Vasile. Băi, chiar îmi place ca jucător așa. Câțiva străini interesanți, dar parcă n-au continuitate. Nu au continuitate, așa cum zici și tu, și ei vin într-adevăr după o înfrângere cu Sepsi și două rezultate de egalitate. Da. Cred că de când a venit Trică. Da. Da, la echipă, nu? Păi nu, Trică e la primul meci. Nu, de când mă gândesc că el a fost, chiar dacă nu... A, la ultimul, chiar dacă n-a fost, da. Știi? Arăta bine și cu Adimutul, mie mi-a plăcut echipa. Au fost câteva jocuri când au jucat bine. Au avut și ghinion și neșansă, dar echipa arăta destul de bine. Și cu Flavius, cu toate că Flavius, nu știu, trei meciuri astea la echipă. Patru meciuri, deci... Pe acolo. Mie, sincer, am mai spus-o și... Când sunt sub 5, nu mai contează. Și mă asum ce spun. Nu există ca la o echipă de fotbal, de divizia, în 4 luni, cât hai să zicem, 5 luni? Da. Deja să ai trei antrenori. Nu există. Deci, e lipsă de profesionalism și mă asum că spun acest lucru. Stai că mai e mult până să termină campionatul. Păi mai e decembrie, nu? Că n-a venit luna cadourilor. Deci mai așteptăm luna cadourilor acum. Da, clar. Nu se acționează profesionalism la acest lucru. Bine, acum, nici nu mă mir, Vasile, când avem un patron care ia deciziile din închisoare și fiul său care aruncă cu sticle la meciuri după jucători, astea nu sunt lucruri normale la un club profesionist. Nu vezi nicăieri în lume. Prin Argentina, am văzut în Liga 3, în Argentina, tragă ea cu arma din tribună. Aici chiar acolo n-am ajuns. Până la urmă, deci nu sunt lucruri așa care să... Sunt lucruri normale și profesioniste. Să te bucure când le vezi, da. Și atunci te aștepți să se schimbe și antrenorii, te aștepți să se întâmple orice la un astfel de club. Știi că Trică s-a supărat pe tine, că ai spus că s-a întors și deși a spus că nu se mai întoarce niciodată la Craiova și el s-a întors, s-a supărat pe tine. Păi nu știu de ce se supără eu, pe mine chiar am avut un curs acum vreo 10 zile, pro-licenț. Pentru licența pro, am avut un curs și chiar mi-a zis în timpul cursului, unde erau și colegii, și a zis, bă, Vasile, eu nu-s ghiocel. Păi și a zis, băi, Eugene, dar ți-am spus eu că tu ești ghiocel? Eu nu i-am spus, doar aici am fost la tine în emisiune. Când am zis că a declarat că nu se mai întoarce niciodată la Craiova, că nu e compatibil. Da. Și că sunt antrenori care acceptă lucrul ăsta. Dar n-am vorbit despre el, dar dacă el se simte, eu n-am ce să-i fac. Am reglat treburile astea atunci când am avut licența pro, dar eu n-am zis lucrul ăsta despre el. Și asta poate să se uite la emisiune. Da, corect. Dar e problema lui dacă are o problemă, dar... El, în primul rând, trebuie să pregătească echipa, pentru că e nouă la echipă, rezultate, să aibă rapid, rezultate. Rapid. Nu să zică ce discutăm noi aici, nu. Și pentru că noi spunem de fiecare dată adevărul și vezi ce se întâmplă în timpul jocului. Absolut. Sau în timpul partidei. Sigur, ne spunem părerile. Și chiar suntem prieteni, eu chiar îmi place de la așa. Și ca băiat, dar să pregătească echipa să aibă rezultate, asta îi doresc. Hai să vedem ce spune Trică, poate spune iar de Vasile Miriuț. Eugen, un meci special pentru tine, având în vedere că întâlnești o echipă la care ai scris istorie ca jucător și pe care ai și antrenat-o? Bună seara! Da, într-adevăr este un meci special, toată lumea știe că am și evoluat pentru CFR Cluj și atât ca jucător cât și ca antrenor în două rânduri. Asta nu înseamnă că nu-mi doresc foarte mult să câștigăm în seara asta. Cu toate că întâlnim campioana României, a ultimelor 4 ediții, liderul azial campionatului, Va fi dificil, dar am încredere în echipă, în jucători, pentru felul cum s-au pregătit toată săptămâna și am încredere că o să fac o partidă bună și de ce nu să câștigăm meciul. L-ai văzut pe Culio cumva? M-am întâlnit doar cu Camora. Probabil că se încălzește sau nu știu, un vestiar pe acolo. Asta nu... Îți amintești ce s-a întâmplat în 2008 cu tine și Culio pe teren? Da, lucrurile astea sunt amintiri frumoase. În perioada aia s-a făcut o performanță deosebită în Champions League, dar trecutul e trecut, pe mine mă interesează doar prezentul și viitorul. Apropo de prezent, să așteptăm un meci la fel de spectaculos ca cel din tur, cu 5 goluri? Va fi un meci interesant, cum spunea și Dan la conferință. Atât ei cât și noi avem nevoie de puncte și sunt ferm convins că jucătorii mei vor da totul pentru a câștiga cele 3 puncte. 58 de meciuri ai Trică la CFR. A fost cam primul jucător de marcă transferat de CFR, așa, din România, un jucător așa cu nume. Ce spui, Lucian, rezistă Trică mai mult acum la Craiova decât a făcut-o? Sau e o șansă de care va profita acum?
În primul rând, eu cred că Eugen Trică merita o șansă Liga 1 în momentul în care el a promovat echipa din Liga 2. Pentru că promovând, uite cum s-a întâmplat cu Mihai Iosif la Rapid. Tu, aducându-ți un antrenor la Liga 2, trebuie să te aduci un antrenor nu doar să te promoveze, ca să și pregătească echipa pentru Liga 1. Înseamnă că așa ar fi el promovând și-a îndeplinit obiectivul și merita o șansă. Dar nu s-a făcut asta, acum a revenit. Nu știu dacă va rezista mult sau nu, dacă stăm să ne uităm la schimbările care au fost acolo și au fost schimbări rapide. Stoican, cât a prins? 2-3 etape? 3-4, cam așa, cred. 3 etape, după care s-a schimbat antrenorul. Deci acolo trebuie să fii mereu cu bagajul la ușă. Acum rezultatele te țin în viață. Nu 100%, pentru că au fost cazuri în care și să ne uităm la Edil Dănescu. Petrica nu l-au ținut în viață rezultate, că el a promovat. Da, deci nu mai știi ce să... Nu trebuie să ai bagajul la ușă, să fii pregătit și el are noroc că el acolo e acasă, e din zonă. Hai să vedem ce se întâmplă. Mulțumesc domnilor, Craiova, CFR Cluj, ne revedem după meci.